Salutare! Uite-ne cu Nașii și cu Miri din Brașov, de aici de la Cronuiel. În primul și în primul rând, să zicem, o locație specială și niște oameni speciali cu care ne-am distrat 7-8 ore la maxim. Confirmăm! Ne întrerupem! Ne întrerupem și lași pe ei să spună ce au simțit și cum s-au simțit. Cred că ați fost cea mai tare trupă. Tot, complet. Deci n-am nimic de reproșat, chiar nu am nimic de reproșat. Ați fost minunat, ați fost atmosferă, mi-a dansat de a rup. Cred că ar mai fi dansat, dar nu-i mai ține-o picioarele săracii, inclusiv pe mine. Așa. Și ce să vă zic, că vă recomand cu toată inima pentru toată lumea, cine vrea să apeleze la voi, să o facă cu încredere, pentru că are de ce. Vă mulțumim de toată inima. Vă mulțumim și noi că ați făcut atmosferă și ne-ați făcut o multă minunată, ca la carte. De vedere, tot a fost absolut perfect. Chiar am primit de la toți invitații un feedback pozitiv, toți v-au plăcut. Faza cu țambal a fost demențială. Așa și numai asta, totul a fost. Și toate celelalte, da. Mulțumim. Și noi vă mulțumim. Și să ne vedem. Aș putea spune că a fost un spectacol, din punctul meu de vedere. Au fost momente inedite, au fost clipe de care am fost cu toții entuziasmați, am fost implicați în proiectele voastre, am interacționat, am reușit și am cântat, am lăsat cu voi, am bătut la tobe cu voi, mai era un pic și cântam și la instrumente, dar ne pricepem și acolo. Totul ca la carte. Vă recomand cu încredere. Vă mulțumim din toată inima și... Și eu subscriu. Subscriem! Nu uitați, subscribe și... Să știți că nu este nimic regizat, totul este acum dimineața de petrecere. Dăm un microfon! În această dimineață minunată. Iulia, Vlad, Alina și Vlad. Spune-mi exact ceea ce simțim. Salutare! Salutare! Vă pupăm!